Sărbătorile de iarnă se apropie în pas grăbit, iar ieșinii au plecat la cumpărături cu lista necesară preparării unui cozonac delicios. Numai așa simt că se apropie Crăciunul. Îl facem acasă cu mânuța noastră. Am noară gospodină, frământă bine, cu curahat și cu safi. Mai gustoși decât cei acasă, sigur că da. Nu punem chiar tot și să punem în alimentarele astea. Clasic. Nu, că șurahat ăsta e cel mai bun. E mai, și dacă n-l fac eu cu mâna mea, par zic că nu-i sărbătorile. Și cu nucă, și cu rahat, și cu safidi, de toate. Specialiștii cofetari au secretele lor când vine vorba despre cozonacii clasici. Este în primul rând făcut aluatul, după care este unit cu partea de compoziție de cacao, adăugăm nuca, desigur, și de acolo vine și partea de rahat. Îl împletește și îl așează în fiecare tăviță și de acolo este dus în cuptoarele noastre. Dintre toate rețetele mai moderne care au apărut pentru cozonaci, cei mai mulți preferă rețeta clasică, tradițională, a cozonacului cu nuci, rahat și safide.